Nu mi-am propus să recit poezia aceasta, dar m-a strâns un pic în spate când fratele păstor spunea: suntem onorați să ne viziteze fratele Iuga. Și mi-am dat seama că nu mă cunoașteți și vreau să vă spun cine sunt. Sunt dependent de har în existență. Am viață deoarece El a decis. Indiferent prin ce și câte o trece, răzbate voi atât cât mi este scris. Sunt dependent de har în mântuire. Am fost salvat prin bunătatea sa. Merg pas cu pas pe calea cea îngustă, doar câtă vreme mă va îndruma. Sunt dependent de har în mărturie. Dau gust și luminez doar cât mi-e dat. Nu pot fi cetățuie în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. De altfel sunt dependent de har în orice lucru. Gândesc, vorbesc sau fac ceva frumos. Numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemeni lui Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, trudesc, se luptă, dar mulți în zadar, nu mă bazez pe propriile forțe, aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact, dar sigur vine ziua când trece voi al cerului hotar. Atunci eu voi striga cât pot mai tare: ajunge acasă un dependent de har. Și apoi încununat, cu harfa în mână, plimbându-mă prin cer cu pasul rar, voi îndemna pe sfinți și pe clujeni și pe voi, pe fiecare: dați slavă Domnului, sunteți aici prin har. Așa sunt eu. Așa vă doresc vouă, prieteni dragi și frați întru Hristos. Fiți dependenți de har în orice lucru. Atunci viața este cu folos. Și acum o să vă spun și poezia la care m-am gândit. Mă furișez în camera de sus. Te văd slujind ucenici plini de sine, spălând picioarele ca robul supus. Iisuse, ești aici pentru mine. Pășesc cu umilință în Ghețimani. Vreau să fiu cât mai aproape de tine. Te văd prins și legat de dușmani. Iisuse, ești aici pentru mine. Pe lespezile reci din Gabata te văd batjocorit de mâini haine. Chiar dacă vinovată este gloata, Iisuse, ești aici pentru mine. Cu trupul vremelnic din lut, urci crucea știind tot ce vine. Pe calea durerii ești frânt și ai căzut. Iisuse, ești aici pentru mine. Țintuit în mâini și în picioare, te rogi cu adânci, mari suspine, răbdând, deși rana te doare. Iisuse, ești aici pentru mine. Aloia pe trupul înfrânt nu mai poate durerea să aline. Ești mort și așezat în mormânt. Iisuse, ești aici pentru mine. În revărsatul de zori, când bate vânt lin pe coline, te întâlnesc, Doamne viu, în haină de nori. Iisuse, ești aici pentru mine.
cu trăier viitorul slăvit, văd Ierusalimul nou care vine, te văd încoronat, mire iubit, Iisuse, tu revii și pentru mine. Amin. Ne bucurăm de slujirea lor, Domnul să-i binecuvinteze și m-am gândit în după masa aceasta, cel puțin pentru început, dacă ei slujesc, să-i slujim și noi. O să deschid un subiect care nu știu dacă îi interesează sau nu, dar pe mine mă interesează și probabil îi interesează și pe părinți și pe bunici. O să încerc să le spun celor necăsătoriți în seara aceasta care este drumul normal în întemeierea unei familii binecuvântate. Nu știu ce fel de familie vă doriți dumneavoastră pentru copii și pentru nepoți. Dar să știți că și noi păstorii mai facem inventar la biserică. Și noi de obicei păstorii nu inventariem nici scaunele, nici amvoanele și nici instrumentele de la orchestră sau de la fanfară, nici condicele de la cor. Noi mai inventariem oamenii și familiile. Și probabil fiecare și-ar dori un anume tip de familie. Știți ce ne dorim noi păstorii? Familii
binecuvântate de Dumnezeu. David avea ani buni de căsnicie și a avut parte de multe, multe binecuvântări, felurite, e adevărat. Și la un moment dat, când se roagă încă o dată cu seriozitate înaintea Domnului, după ce a primit har și îndurare, știți ce se roagă pentru casa lui? Binecuvântă, Doamne! Dar vă rog, rețineți, nu era în ziua anunții, nu era nici în luna de miere, era după ani și ani de experiențe cu Dumnezeu. Și un om al lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu, după experiențe cu Dumnezeu, spune: Doamne, mai vreau să-ți spun un lucru. Am constatat în toată umblarea mea cu tine ca familist că cel mai important lucru într-o familie este binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea încă o dată David spune: Doamne, binecuvântă casa robului tău, pentru că ce binecuvintezi tu rămâne binecuvântat. Acum să nu vă supărați, binecuvântarea lui Dumnezeu nu exclude sănătatea, binecuvântarea lui Dumnezeu nu exclude fericirea, binecuvântarea lui Dumnezeu nu exclude bogăția, nu exclude înțelepciunea, nu exclude nimic din ce vă doriți frumos. Numai că toate celelalte fără binecuvântarea lui Dumnezeu sunt zero. Toate lucrurile pe care ni le dorim în binecuvântarea lui Dumnezeu sunt valori care rămân. Așa că pentru tineri, nu știu cam cât sunteți aici neînsurați, nemăritate, să vedeți, dacă sunteți, mâna sus un pic mai tare, nu vă fie rușine că vă vine și vouă vremea de har. Dacă sunteți măcar 10, da, bun, Domnul să vă binecuvinteze. De ce am spus drumul normal în întemeierea unei căsnicii binecuvântate? Pentru că noi trăim într-o generație în care nu mai există nimic normal, așa-i? Noi spunem că în generația asta post sau post-postmodernă nu mai este nimic normal, adică fiecare are legile lui, regulile lui, binele lui, răul lui. Asta ar fi adevărat dacă n-ar exista Dumnezeu și n-ar exista Scriptura. Din perspectiva lui Dumnezeu există o cale normală pentru orice lucru. Și aceea este calea lui, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun că familia este atacată și știți lucrul acesta și din oraș, și din biserică, și din casa voastră, și din casa noastră. Dar vreau să știți că Dumnezeu, care este atotputernic și nu se schimbă, în vremuri ca acestea ne poate face biruitori. Amin? În ce condiții? Ca să fim în voia Lui, normalitatea să o vedem nu din perspectiva lumii, nu din perspectiva Hollywoodului, normalitatea să fie din perspectiva divină. Și normalitatea, ne place sau nu, este întotdeauna acolo la început. Eu mereu îi întreb pe frați, pentru că ne vizează pe noi în primul rând, dacă și-aduc aminte de niște bărbați foarte religioși, niște bărbați care inclusiv prin hainele lor, prin bărbile lor și alte chestii, arătau cât sunt de religioși, nu se spurcau cu nimic, știau versete din Biblie pe de rost, capitole pe de rost. Bărbații aceștia, ca mulți la număr, într-o zi se întâlnesc cu Fiul lui Dumnezeu și îi pun o întrebare. Și ascultați-mă, întrebarea este pe temă de familie. Știți care este întrebarea? Bunule învățător, ai putea să ne explici cum să ne iubim nevestele mai mult? Spre rușinea noastră, știți ce întreabă oamenii aceia mai religioși decât am prezentat eu? Știți ce întreabă? Doamne Iisuse, cum am putea scăpa mai ușor de ele? Întrebarea lor e pe divorț, nu pe unitate, nu pe binecuvântare. Din nefericire, să știți că la foarte multe conferințe la care mă duc, prima întrebare nu este: frate, cum să fim mai uniți, mai sfinți, să trăim mai în pace. Știți care e una din primele întrebări? Frate Iuga, cam ce crezi matale despre divorț? Ce cred eu, egal cu zero. Ce spune Iisus e important. Amin? Și când oamenii aceștia întreabă, Domnul spune: n-ați citit, adică voi știți să citiți, toată ziua sunteți cu Scriptura. Mântuitorul spune: nu trebuie să visați, nu trebuie să vă uitați la stele, vă interesează normalitatea din perspectiva lui Dumnezeu? N-ați citit că ziditorul la început, adică iei Biblia, frate și soră, de la început, citești ce scrie acolo și este drumul pe care Dumnezeu l-a stabilit. Ce găsim la început? O să încerc să prezint cât mai scurt posibil, nu știu dacă o să și reușesc, mie nu toate îmi reușesc, așa că m-am uitat la început ce era normal din perspectiva lui Dumnezeu. N-ar trebui să mă surprindă și totuși mă surprinde. Căsătoria nu începe cu un băiat și o fată,
cu doi tineri drăguți. Căsătoria începe cu Dumnezeu. La început, Dumnezeu a hotărât. Este cel care se implică. Toate lucrurile bune încep cu Dumnezeu, inclusiv viața de familie. Aveam odată un studiu cu tinerii și era despre drumul normal înspre altar și i-am întrebat pe tinerii pentru un premiu. Unde începe drumul spre cununie? Spre ziua cununie. Unde începe? În ce moment începe drumul spre altar? Vă dau și dumneavoastră premiu. Când începe drumul spre altar? Nu la ușa bisericii, niciun caz. Și nici când se întâlnește Eminescu cu Veronica Subtei. Le-am spus eu că erau toate cu ce, ca să le dau niște vitamine, că drumul spre altar începe în ziua concepției. Încă n-am văzut niciun băiat să se cunune până n-a fost conceput. Prima dată a fost conceput, apoi a fost născut, apoi a fost crescut, apoi toate celelalte. Când Dumnezeu a hotărât ideea familiei, a hotărât să se implice și l-a făcut pe Adam. Și fraților, știți cum l-a făcut pe Adam? Se vede că e duminică după masă. Acum aveați ocazia să spuneți, frate, a fost frumos, a fost deștept, a fost, pentru că nu pot spune nimic urât despre opera lui Dumnezeu. L-a făcut pe Adam și după ce l-a făcut pe Adam, a început să le duce pe Adam. Și să știți că Dumnezeu a pus în Adam foarte mult. Foarte, foarte mult. Uitați-vă la lucrările pe care le dă Dumnezeu lui Adam de făcut și el se descurcă de minune. Asta înseamnă că Dumnezeu a pus valori în el. Slăviți să fie Domnul. Convingerea mea personală, dacă mă întrebați, Adam s-a născut cu foarte multă cunoștință de voia lui Dumnezeu. Ca la calculatoare, când îl cumperi, îl cumperi dacă vrei cu memoria zero, sau îi bași 522 de programe și cum l-ai deschis, le știe pe toate. Eu cred că Adam a avut built-in cât a vrut să pună Domnul. Și pe lângă asta, Domnul i-a ținut predicile de care a avut nevoie și a spus tot ce trebuia să știe. Un băiat pregătit pentru căsătorie nu este băiatul care știe să ducă fata la înghețată și să o convingă să plătească ea. Deși este o treabă bună și la modă. Un băiat pregătit pentru căsătorie este băiatul care își cunoaște Dumnezeul, care respectă pe Dumnezeu, care crede în Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu, apropo băieților, și când îl trimite Dumnezeu la lucru. Asta e surprinzător pentru mine. Că a fi pregătit pentru însărătoare înseamnă să lucrezi. Și să nu ai ca tată, tata albinelor. N-are nicio legătură cu suntem în locație, da? Că unii în ziua de astăzi, ei sunt pregătiți de însurătoare foarte devreme și rugăciunile lor sunt cam așa. Doamne Dumnezeule mare și atotputernic, Tu care poți face totul din nimic, dăm o fată frumoasă, frumoasă, frumoasă dacă n-ai reținut, Doamne, și apoi bogată, 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 ca eu să nu mai lucru nimic, eu numai să contemplez minunile Domnului. Asta e o rușine a generației noastre când avem băieți strântori. Dar nu-i acuzați că noi am crescut. Și ar trebui să ne gândim ce am crescut. Că n-au crescut în pădure, noi am crescut. Și poate noi am învățat să stea liniștiți, să se obosească numai cu telefonul, calculatorul și alte mari lucruri în univers, că a tras tata și mama să nu tragă ei săracii ca 120 de kilograme la 17 ani și sunt subnutriți. Dumnezeu vrea o familie binecuvântată și Dumnezeu îl face pe Adam, îl educă pe Adam, îl trimite la lucru pe Adam și Adam învață în relația lui cu Dumnezeu să asculte de el, să-l onoreze pe Dumnezeu. Asta nu face parte din viața spirituală care nu are nimic de a face cu căsătoria. Sunt unii care când vorbește despre căsătorie, nici nu le trece prin cap că ar trebui să vorbești ceva despre Dumnezeu, despre relația cu părinții, despre relația cu biserica, despre relația cu societatea, relația cu munca. Ei consideră că dacă discuți ceva pe tema de familie, trebuie să știe cum să o țină de mână, poate chiar cum să o ceară în căsătorie și cum să organizeze nunta.
Necazul care îl văd eu, nu la Cluj, că Clujul nu-l cunosc, numai în alte părți, este că tinerii noștri nu se pregătesc pentru căsătorie. Tinerii noștri se pregătesc, știți, pentru ce? Pentru nuntă. Cu un an și ceva înainte își programează sala de nunți, că trebuie să fie deosebită, strângem bani pentru nuntă, mergem și plătim o firmă de consultanță pentru nuntă, ne angajăm oameni care împodobesc sala de nuntă, facem programul de nuntă și știți că la Cluj nunta ține, știți cât? Câteva ore. Și cea mai mare dorință a mirilor în ziua nunții, știți care este? Să se gate, zice fratele, nu știu dacă așa, niciodată n-am știut de ce au dorința să se gate. M-a explicat cineva, zice, mireasa vrea să numere banii. Și zic, bun, și mirele, de ce vrea să termine mai repede? Să verifice dacă mireasa o număra bine, că ăștia o fi contabil. Investim câteodată 10.000 de euro, 10.000 de ore în pregătirea unui eveniment. După nuntă se trezesc porumbeii și s-ar putea câteodată să trăiască ca porumbeii. Unul intră pe ușă, unul iese pe geam, pentru că ei nu s-au pregătit pentru căsătorie. Ei vor binecuvântarea lui Dumnezeu, nu s-au pregătit să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu investește mult în Adam în a-l pregăti pentru aceasta. Mai un lucru foarte important pentru tineri. Nu știu de câte ori ați auzit, poate și de la mine altădată, poate și de la alții, avem și noi predicatori vinovățiile noastre, dar ne mai maturizăm și noi. Tot ați auzit chestia aceea că nu este bine ca omul să fie singur, dar știți că atât de mult se pune pe seama lui Adam chestia aceasta? Și atunci când vine unul și spune, frate, m-aș însura, dar zic, de ce te însori? Ce, frate, așa mă simt singur. Acum știți răspunsul meu de obicei, cumpărăți radio? Eu întotdeauna am zis că să întreții un radio e mai ușor decât să întreții un bărbat sau o nevastă, nu știu care mă contraziceți. Oricum le spun că nu vorbim de o singurătate ca la Adam la noi. Noi avem frați, surori, biserică, adică du-te la tineret dacă e singur. Pentru că nu vreau să deschid subiectul. Dar unora le spun că mai amară decât singurătatea este singurătatea în doi. Ce bine că nu știți despre ce vorbesc. Zice, frate, mă simt singur. Eu nu l-am văzut niciodată pe Adam simțindu-se singur. Dacă mă uit în Scriptură, știți cine spune nu este bine ca omul să fie singur? Dumnezeu spune lucrul acesta. Dumnezeu constată că a sosit momentul pentru copilul lui să se însoare. De fapt, ceea ce spun eu mereu este că la început Dumnezeu a fost Dumnezeu, nu s-a consultat cu nimeni, a decis, slăvit să fie Domnul. Eu nu-L văd pe Dumnezeu mergând la Adam, Adame, cum te simți tu, dragul tati? Cam singur, Doamne, cu gerafele astea, nu lasă că rezolvă tata. Dumnezeu a știut fiecare lucru la momentul respectiv și Dumnezeu a hotărât ca Dumnezeu ce trebuie să se întâmple. Fetelor, știți care este o strigare a unei fete frumoase și bronzată pentru voi? Fiice ale Clujului, vă rog fierbinte, vă jur, vă, nu treziți dragostea până când? Până nu vine ea. Zice, frate, la mine o veni de la 12 ani. Fata aceea nu se referă până nu vine din fire. Că din fire, când încep să umble hormoni în corp, sigur că vine dragostea, și dacă nu-i dragoste. Noi suntem oameni al lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu. Nu stârni dragostea firească până nu aduce Dumnezeu acea dragoste inspirată de El, care este dragoste la momentul potrivit. Amin? Dumnezeu vede, nu prea sunt convinși, ați văzut, ei vor cu alegerile lor, de asta avem și binecuvântări pe măsură. Dumnezeu se implică, Dumnezeu îl face pe bărbat, Dumnezeu îl educă pe bărbat, îl învață tot ce trebuie. Dumnezeu constată când să facă lucrurile și la momentul potrivit, El se implică. Și ascultați-mă bine, fraților, dacă nu se implica Dumnezeu, n-aveam neveste niciodată. Dumnezeu nu și-a trimis îngeri. Vă dați seama cât de valoroasă e nevasta? Dumnezeu n-a trimis o echipă de îngeri să facă o nevastă. Dumnezeu s-a implicat El să o facă. Și surorilor, știți cum a făcut-o? Mi-ar trebui un ceas să încep să vă spun despre ea. Frumoasă foc. Frumoasă.
și deșteaptă. Și cu daruri. De că e greu de descris ce a putut să facă Domnul. Am predicat o dată în biserică despre facerea femeii, nu așa a fost intenționat cum s-a derulat. Am predicat din Biblie, că de acolo sunt obișnuit să predic, am uitat să fac colecta. Cred că am uitat, nu cred că e intenționat. Și știi, mai ai câte un diacon care îți arată, frate, perișul, adică dacă nu trecut serviciu, n-ai făcut perișul, n-a fost har. Acum, după ce am predicat atât de frumos din Biblie, cum le-a creat Dumnezeu pe femei și cât a pus în ele, m-am uitat la câțiva frați și-o cam pierdut zâmbetul. Ei gândeau, frate Iuga, dacă le-ai mai spus și astea, nu destul au fost ele cu nasul pe sus? Atunci am zis, frate, că am uitat să facem colecta, acum Biblia spune că cine dă să dea cu bucurie. Vă rog pe dumneavoastră, care nu puteți da cu bucurie, nu dați. Oricum, colecta a fost dublă. Cine credeți că o dat? Surorile au fost gata și poșeta să o pun acolo. De eu numai din Biblie am vorbit, ascultați-mă, la modul serios, nu poți vorbi despre lucrarea lui Dumnezeu și să nu vorbești frumos. Pentru că dacă vorbești urât despre tablou, ai o problemă cu pictorul. Ce ziceți? Și din moment ce Dumnezeu și-a pus semnătura și pe femeie, la fel ca pe bărbat, și n-a spus Dumnezeu este un rebut, ci Dumnezeu s-a uitat la amândoi și a spus super fain, sunt mulțumit de ce am făcut, cum să fiu eu nemulțumit? Cât, fraților, că dacă nu o făcea Dumnezeu, tare mult comentam. Așa comentăm mai puțin, așa e? Domnul să ne ierte. Dumnezeu o face pe Eva, bărbatul îi dă mare ajutor Domnului. Știți ce făcea bărbatul când o face Dumnezeu pe Eva? L-a trimis Domnul să doarmă, ca să nu-l încurce, o educă pe Eva, o pregătește pentru viața de familie și tot Dumnezeu, și poate o să rețineți cuvântul acesta, tot Dumnezeu le face și întâlnirea. Eu mereu spun tinerilor, nu cred în căsnicie care nu e aranjată. Ascultați-mă, orice căsătorie în lume e aranjată. Depinde în ce zonă te duci pe glob. Într-unii e aranjată de părinți, în alții e aranjată de matchmakers. Pe la noi și surorile în vârstă se mai roagă și ieri am avut o întâlnire cu văduvele și zice o soră, apropo că a zis de căsătorie, ce pe câțiva i-am rezolvat. Și sora încă mai era în putere. Zic, soră, dă înainte cu ajutorul Domnului. Mai încercăm și noi păstori, dar nu prea ne iasă, să știți. Nu prea avem darul ăsta. Noi mai bine ne-am lăsat de el. Măcar e bine că nu ne ducem prea departe. Eu atâta spun dacă mă întreabă cineva. Zic, spun cum îl cheamă, din câte știu eu, e pocăit. Uite ce ți-am spus, roagă-te Domnului. Să nu vii, că un coleg de-a meu a pățit-o. I-a adus-o dimineața la 3, ce dumneata mi-a recomandat-o, ține-o. Nu am nevoie de chestii de genul ăsta. Dar, sigur, la noi nu se mai pune problema, părinți cu tare, noi de obicei ne facem aranjamentele, așa-i? Tinerii își deschid calculatoarele, își deschid câte un file acolo în calculator și spune cum trebuie să fie mireasa și pune acolo 27 de puncte la puterea a doua, nu știu ce, multiplicat. Ele, băieții, cred că ele nu. I-am spus, băi, stați liniștiți voi, știți cum se mărită fetele? Niciuna nu se mărită cu ochii închiși. Zic, voi, vi se pare așa că sunt ele mai smerite, că... Zic, și ele au lista lor, cu au în minte, cu au... Numai ceva foarte interesant la fete. E numărul 1 și gol. Și apoi la numărul 2, Vasilică, Ionică, Trandafirică, Cutare. Oricât de bune ar fi ei, știți ce speră ele? Că prin Harul lui Dumnezeu o să apară și numărul 1. Da, dacă Dumnezeu rămâne poziția 1. Și când Dumnezeu din numărul 7 face numărul 1 sau aduce pe un cal galben, alb cum o fi, se întâmplă minunea că mergem înspre altar. Noi încercăm să ne rezolvăm noi și spunem că ne-am aranjat lucrurile grozav de tot. Din câte văd eu în lumea noastră, se pare că totuși nu le aranjăm așa de bine. Și mereu le spun tinerilor, sigur că este important să ne cunoaștem, este important să știm trecut, să știm prezent, să știm viață spirituală, să știm din ce familie face parte în cazul că așchia nu sare departe de bunica sau de mama. El zice, frate, ce mă însor cu soacră mea? Nu cu soacră sa, cu fiică sa. Zic, singura diferență care o văd eu, că fiica la 20 de ani e ca mama la 60. Ce te faci dacă ți-o mai ține Domnul vă 40-50 de ani? Și se mai... Ei nu-și pun problema așa. Eu spun, însă, dincolo de toate acestea, ce cunoaștem noi? Cunoaștem noi viitorul? Cunoaștem cum vom reacționa în anumite situații?
Dacă suntem realiști, știți unde ajungem înapoi? La mâna lui Dumnezeu. Eu mă bucur că încă sunt tineri care, ca la început, pentru că la început, să nu credeți că Dumnezeu nu le-a dat voie să aleagă celor doi. Deci niciodată nu permit cineva să-l jignească pe Adam, pe Eva, inclusiv pe Dumnezeu, când spune, frate, Adam n-a ales, ce să aleagă că a fost numai una singură, Eva n-a ales. Nu e adevărat. Adam a fost un om care a avut puterea să aleagă. Eva a avut putere de discernământ, a avut voie să aleagă. Pentru că dacă seara aceasta mă invitați la masă și îmi puneți un singur fel de mâncare în față, îmi spuneți că nu pot alege? Sigur pot alege, să spun mulțumesc da sau mulțumesc? Nu! Și Adam putea să spună liniștit, Doamne, îți mulțumesc, nu vreau pe Eva, rămân călugăr. Sau fă malta. Problema este când se implică Dumnezeu. Acolo e numai aleluia și slăvit să fie Domnul. Amin? Pentru că Dumnezeu nu face lucrurile întâi pentru noi. Știți pentru cine le face? Pentru El. Dumnezeu nu poate face rebuturi, nu face lucruri de mâna a doua, pentru că El este un Dumnezeu măreț, slăvit să fie El. Oare de ce ne temem așa de mult să mergem pe mâna lui Dumnezeu? Eu cred că toți tinerii au dreptul să aleagă și eu am ales și ei să aleagă. Dar știți care este alegerea înțeleaptă? Să aleg ce a ales Dumnezeu. Să mă uit ce a ales Dumnezeu. Și vreau să vă spun, știți de ce insist atât de mult pe lucrurile acestea? Pentru că noi știm că trebuie să trăim prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și mereu ni se spune că depindem de Dumnezeu, de înțelepciunea Lui, de sfatul Lui, dar se pare că așa ne orbește diavolul, în orice domeniu din viață am vrea călăuzirea Domnului. Când e vorba de însurătoare, de măritiș, acolo parcă ne descurcăm noi. Adică nu ne-am face probleme să avem casa care o vrea Domnul, slujba care o vrea Domnul, mașina care o vrea Domnul, dar când e vorba să fie nevasta care o vrea Domnul, zice, băi, dar dacă ce? Chiar credem că El, știți cum pune Apostolul Pavel problema? Fraților, Dumnezeu care atunci când eram vrășmași cu El l-a dat pe cine? Pe Fiul Său pentru noi. Deci eu eram vrășmașul lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost în stare, în dragostea Lui, să mi-L dăruiască pe cruce, pe Fiul Său. Și acum se pune problema dacă îmi va da o nevastă sau un soț bun? Acum când sunt copilul Lui și mă încred în El și ascult El, acum mă tem că El care mi-a dat atât de mult atunci, mi s-a dat pe sine. Acum Dumnezeu îmi va înșela așteptările? Când vorbim de o căsnicie binecuvântată, este foarte important să vedem că Dumnezeu este Cel care se implică. Nu înseamnă că Dumnezeu ne cere să nu gândim. Nu înseamnă că Dumnezeu ne cere să nu folosim darurile din noi. Dar dacă le folosim bine, ele ne duc înspre inima lui Dumnezeu, înspre ce hotărăște Dumnezeu. Dacă vorbim în contextul nostru, eu cred că Dumnezeu trebuie să pregătească și pe mire și pe mireasă. Dacă mă întrebați cum îl pregătește, căile lui Dumnezeu sunt foarte multe. Eu cred că pregătește prin părinți, cred că îi pregătește prin bunici, cred că îi pregătește prin adunare, cred că îi pregătește prin prieteni, prin dușmani, prin profesori, prin uși închise, prin uși deschise. Important este să văd mâna lui Dumnezeu acolo și să cred că Dumnezeu este în control și să cred că pentru cel care iubește pe Dumnezeu toate lucrurile merg înspre bine. O căsnicie binecuvântată, dragii mei, nu poate să aibă loc fără cel care binecuvintează. Dar aș vrea să rețineți un lucru la care eu insist foarte mult. Unii consideră că noi păstori avem o formulă magică. Și când vine ei ziua cununiei și îngenunchează, noi rostim ceva magic și ei pleacă de acolo în mod automat binecuvântați, nu contează ce au făcut până atunci și ce vor face de atunci înainte. Mai vreau să vă spun un lucru, noi ne rugăm, binecuvântarea o dă Domnul. Din ce am făcut până acum, nu știu dacă am fost noi credincioși sau puțin credincioși, vreau să vă spun că dacă au îngenunchiat doi săraci, noi ne-am rugat, s-au ridicat doi săraci binecuvântați. Partea mai tristă, că dacă au îngenunchiat doi și el n-a știut să mănânce decât cu gura deschisă, el s-a ridicat binecuvântat de pe genunchi. Dacă am tot așa omestecat până l-a învățat nevasta. Și dacă au îngenunchiat doi în care unul n-a știut să vorbească frumos cu maică sa, cu sora lui, cu celelalte fete din biserică și a folosit tot expresii biblice de genul juncane din Basan
Și nevasta a fost o juncană mai frumoasă, o vreme. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, dar sunt lucruri pe care trebuie să le facem în binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă vrem binecuvântare. Ați auzit ce spunea fratele din partea lui Dumnezeu? Rob, viclean și leneș. Aș folosi un alt cuvânt, dar mă tem că o să-l înțelegeți. L-aș traduce un pic cum e leneșul. Așa mai pierdelenește. Dar astea sunt calitățile noastre dacă nu suntem atenți. Știți de ce viclean? Vedeți câtă lipsă de bun simț. El îi spune, Doamne, m-am temut de tine. Ascultați-mă, dacă te temi de un profesor, te duci să faci mișto de el? Dacă te temi de un profesor, mai pui mâna pe carte, zici, Doamne, l-am pe ăsta, e sărit un pic, învață frate biologie că mă lasă pe lângă. Dacă te temi de cineva, încerci să-i fii pe plac. Nu-ți bagi joc de averea care ți-a dat-o. Domnul spune, primul lucru, încerc să mă șmecherești pe mine, dar nu poți. Și a doilea, ai fost puturos, asta ai fost. N-ai vrut să lucrezi nimic. Să știți că sunt tineri care vor o căsnicie binecuvântată, au două mari calități, vicleni și leneși. Domnul să se îndure de noi, să-i ajutăm să scape de darurile acestea. Binecuvântare nu înseamnă doar să vii în fața altarului și să ceri binecuvântare. Foarte important. Dorința nu-i suficientă. Rugăciunea nu-i suficientă. Noi mereu când vorbim de har, ar trebui să reținem că harul lui Dumnezeu este la mântuire. Amin? Suntem salvați prin harul lui Hristos pentru că nu puteam face nimic pentru salvarea noastră. Dar când este vorba de niște lucruri pe care putem să le facem și Dumnezeu ne dă har, ne dă înțelepciune, ne spune ce să facem, e foarte important să le facem. Așa că, lângă toate lucrurile care le aveți în calcul când doriți o căsnicie, eu aș vrea să adăugați o căsnicie binecuvântată, să vă gândiți că singurul care binecuvintează este Dumnezeu și că dacă vrem binecuvântare în ziua anunții și bineînțeles după aceea, ar trebui să fim binecuvântați înainte și Dumnezeu îi binecuvintează pe cei ascultători. Amin? Pe copiii lui ascultători. Sigur că întrebarea multor era, frate, noi am văzut, Dumnezeu și-a făcut partea, dacă ne uităm în cazul lui Adam și Eva, vă rog, rețineți, ei și-au făcut partea, la ei chiar nu există niciun comentariu. Dumnezeu îi spune lui Adam, soluția pentru tine este o femeie. Adam nu vine să spună, Doamne, eu aș vrea 7. Nici nu vrea să spună, aș vrea un bărbat, aș vrea una și jumătate, aș vrea o altă variantă. În momentul în care Dumnezeu lucrează, pe de o parte îl vezi pe Dumnezeu care lucrează și de cealaltă parte îl vezi pe Adam și apoi la rândul ei pe Eva care spun amin, amin, slăvit să fie Domnul, așa să fie. Oameni care merg pe mâna lui Dumnezeu și ascultați-mă, nu pentru că au știut tot unul despre altul. Să nu spună cineva că Adam când a văzut-o pe Eva a spus, no frate, dacă asta nu știe să facă clătite. Nu, pe mine m-a interesat dacă nevasta știe să gătească înainte sau nu, înainte de căsătorie. Deci știți de ce m-a interesat? Nu că am fost eu deștept, am discutat cu altul înainte și a spus, Viorele, eu când m-am cununat, zice, până atunci am mâncat numai ce-a făcut soacră mea. Și am crezut că se transmite. Și noi am avut harul că ne-am cununat și ne-am mutat la casa noastră. Și când eu făcut ea prima ciorbă și am luat prima lingură, de dragul ei am înghițit-o. La a doua m-am gândit cât a suferit Hristos pe cruce pentru mine și am înghițit-o. La a treia ziceam, zis, dragă, te iubesc, dar nu mai pot. Eu m-am gândit, băi, să nu transpir ca asta, hai să văd nevasta, știe sau nu știe ceva. Cum Adam, credeți că știa ce știe Eva? Pentru că trăim într-o lume chiar nebună și obsedată de sex, și nu mă scuz pentru ce spun, eu vreau să vă întreb, chiar Adam credeți că știu cum se comportă Eva în pat? Să aibă și el vreo 3 săptămâni de probă? Nici n-avea pat. Eu știți ce cred? Adam a știut un lucru. Îmi place de fată cum o văd. Mai multe nu știu despre ea. Dar știu ceva. Îl cunosc foarte bine pe cine? Pe cel care și-a băgat obrazul. Pe cel care a spus, Adame, ia-o pe asta și eu te binecuvintez. Și Adam a spus, Doamne, dacă tu îmi promiți binecuvântare cu fata asta, eu mă duc pe mâna ta. Eva, eu cred că a fost încântată de Adam.
chiar la prima vedere. Uite că mai sunt și femei din astea încântate la prima vedere, cel puțin una în lume, după presupunerea mea. Dar eu cred că Eva, ca fată deșteaptă, nu s-a dus pe ce a văzut în Adam. Eva a spus: Doamne, habar n-am cine e omul acesta. Și Tu îmi spui să mă cunun cu el și îmi spui să fiu supusă și îmi spui să... Eu spun un lucru, mă duc pe mâna Ta, numai că îmi spui Tu. Altfel, ce știu eu despre el? Acum, noi normal suntem avantajați față de ei, că nu ne vedem prima dată să ne cununăm, noi putem să ne cunoaștem, putem vorbi cu părinții, cu frații, cu surorile, cu păstorii, putem să facem cercetări pe... și toate sunt bune. Dar v-am spus, mai rămâne, dacă am ști totul despre trecut și spre prezent, mai rămâne o mică întrebare. Ce vom fi în viitor? Adică cine știe ce va fi el peste un an, peste doi? Cine știe ce ar însemna pentru el ajutorul potrivit peste 5, peste 10 ani sau pentru ea? Și tot la mâna lui Dumnezeu ajungem, numai că atunci când spunem că ajungem la mâna lui Dumnezeu, nu ne gândim că ajungem pe mâna unui neputincios. Noi ne gândim că ajungem pe mâna împăratului împăraților, a Domnului domnilor, care n-a nevoie de nicio confesiune, că El le știe pe toate, așa-i? Nu trebuie să-i spună omul ce are înăuntru, că Domnul știe, și care, repet, ne iubește. Așa că dacă vrem o căsnicie binecuvântată, să-L iubim pe El, să-L ascultăm pe El și să mergem pe mâna Lui. Amin? Unii am făcut lucrul acesta și îi mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a dăruit. Întrebarea este: și dacă am început cu o căsnicie binecuvântată, ce facem? Am vrea să rămână binecuvântată. Vreau să vă spun că problema mare care o văd eu în lumea evanghelică, cel puțin până acum, nu este atât de mare la începutul căsniciei. Nu știu unde ați crescut dumneavoastră, eu am crescut în biserici, în biserică mică de țară, studii pentru familie se făceau foarte multe. La nuntă era cam aceeași predică, nunțile puține. Dacă tu ești pocăit și ai pocăită, raiul în casa voastră. Am crezut asta 100% până m-am însurat. Apoi am mai reevaluat puțin ce mi s-a spus. Dar în general, nu contează cât de mult ni s-a spus. Oamenii ca ne-a spus asta, bătrânii noștri: copile, dacă ești pocăit și asculți de Domnul, Dumnezeu se va îndura de tine. Știți care e convingerea mea? Că dacă am fost numai un pic pocăiți și ne-am rugat Domnului, nu mult, puțin, Dumnezeu în bunătatea Lui a fost bun cu noi. Amin? Știți însă ce nu ni s-a spus nouă? Cel puțin ce n-am aflat eu până târziu. Eu am crezut că dacă încep cu binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne de la sine fără nicio problemă. Nimeni nu mi-a spus că ar trebui să fac ceva ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână. Și acum le atrag atenția mirilor în general, că până în ziua anunții rugăciunea lor cam așa este, a lor, a bunicilor: Doamne, să vină, să vină, adică să vină mintea, să vină banii, să vină mireasa, să vină anii, să vină nunta. Din ziua anunții ar trebui să fie o altă rugăciune, că acum au venit. Binecuvântarea să rămână. Numai că dacă să vă uitați în cartea profetului Ieremia, o să vedeți că binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne în anumite condiții. Dacă vă uitați în legea Vechiului Testament, Dumnezeu are mereu următoarea expresie: dacă, atunci. Dacă voi, atunci binecuvântările vor veni. Dacă nu, este partea cealaltă. Dumnezeu ne binecuvintează. Eu le spun tinerilor, ei nu uită asta și nu o să uitați nici dumneavoastră dacă n-ați auzit-o, că atunci când e vorba de căsnicie, dacă ar trebui să ne gândim băieții la mașini, că ne plac mașinile, ar trebui să ne imaginăm că Dumnezeu pregătește pentru noi un Mercedes, dacă nu vă place, ziceți Volvo, ce vreți, ultimul tip, full option. Dar nu ne obligă să luăm. Dumnezeu spune, ăsta e parcul meu, ai mașini câte vrei, eu pentru tine aș recomanda asta. E, sunt unii moftoroși și spune, Doamne, nu-mi place că e negru. Deci, uite un trăbănțel roșu, nu mă lasă să-l aleg. Copile, zice, a meu e tot parcul, adică căsătoria să fie în Domnul, da? A meu e tot parcul, dacă tu vrei roșu, ia trabantul roșu. Eu care te-am făcut, te cunosc, ți-aș recomanda Mercedes-ul acesta negru. Nu, zice, nu-mi place, Doamne, că e negru. Unii au trabantul, când iau cheile, tot se uită la telecomandă, voi se uită la Domnul, Domnul zice, e trabant, are și 20 de ani, dar e roșu.
Deci nu-i nimic, lasă, că când se deschide ușa, scurt, să uită, zice, Doamne, e trabant, roșu? Ce e roșu? La Mercedes se deschide altfel. Deci, lasă, că motorul e important când se pornește. Și noi de obicei pocăiți, Doamne, Tu ce faci? Domnul spune, ce fac? Ți-am pregătit, că eu Te știu. Știu că ești vitezoman, știu că îți place confortul, eu le știu toate astea. Ți-am pregătit tot ce trebuia. Și știți ce e surprinzător pentru unii? Și aici ar trebui să ne gândim foarte serios. Că Domnul spune, măcar atâta încredere dacă aveai în mine, să discuți cu mine, să spui, Doamne, mărturisesc, chiar sunt încântat de Mercedes-ul care mi-a dat. Am o mică problemă. Toată viața am visat să fie roșu aprins. De ce l-ai vopsit negru? Că Domnul putea să spună, eu și aici am știut. Am vrut să văd dacă ai încredere în mine. Vrei să tragi un pic de colțul ăla de la folie? Să vezi sub folia neagră ce e. Vai, Doamne, roșu aprins. Dar nici măcar atât nu mi-am făcut timp să discut cu Domnul. Doamne, ai uitat cumva gusturile mele? Am vrut neapărat trabantul, că tot în grădina Domnului e, dar am vrea să meargă ca Mercedes-ul. Și când vedem că nu se mai poate, atunci facem noi o rugăciune mare. Doamne Dumnezeule, Tu care ai dărâmat zidul Berlinului, ce n-ai putea transforma? Și Domnul spune, nu. Că dacă puteam, făceam înainte. Și unii zic, ce faci acum? Acum, partea frumoasă, să vă spun eu partea frumoasă ca să ajung la partea urâtă. Partea frumoasă că i-am văzut pe unii care și-au băgat mințele în cap, s-au pocăit și au spus, n-am ascultat de Domnul la început, mi-am ales străbănțelul, știu că nu îl pot da nimănui că-i trecut pe numele meu, și-au îngenuncat și-au spus, Doamne, ai putea să-mi faci viața frumoasă cu un trabant? Și Domnul spune, să știi că aș putea, ești gata să asculți de mine. Și a început Domnul să-i spune cum să combine benzina cu uleiul, când să pună, ce să nu pună, ce să mai pună în loc de aer condiționat, un ventilator, cum să-l mai pună niște briz-brizuri. Și am văzut pe unii 40 de ani în conjurul lumii, au făcut cu trabantul. Și bucuroși, oamenii le-au intrat mintea la loc, că cu Dumnezeu se poate. I-am văzut în schimb pe mulți, dragii mei, care au luat Mercedes-ul. Și în 2 săptămâni au fost cu el în pom. Sau l-au făcut praf. Că n-au fost învățați că dacă Dumnezeu îți face un dar, nu înseamnă că bagi apă în loc de motorină, nu înseamnă că dacă scrii 120, tu te duci cu 190, și nu înseamnă că dacă ești sub binecuvântarea Domnului la curbă deosebit de periculoasă, unde ai 30 la oră, te duci cu 130 la oră. Și atunci, el cu Mercedes-ul, ca și pisicile, până copac, dar nu mai căzut în picioare. Dragii mei, Dumnezeu ne binecuvintează la început. Dar nu înseamnă că ne dă așa un bonus, toată viața ai o binecuvântare și numai o flutură sus și gata, am binecuvântarea Domnului. Dumnezeu ne binecuvintează dacă. Haideți să vă spun ce am spus dimineață familiilor din biserica noastră și tuturor. Eu am tratat o altă temă, dar vreau să vă spun un lucru care este foarte clar în Scriptură, pe care se pare că noi astăzi, dacă undeva îl neglijăm, în familie sigur îl neglijăm. Ascultați ce spune Evrei, capitolul 2, versetul 11. Este un context care o să vi-l aduceți aminte. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când auzi expresia dintr-unul și sunt frați, la ce te gândești? La familie. Acum, să știți că există un alt traducător, Cornilescu are dreptate în felul care spune. Un altul o face mai clară pentru mine, Cornilescu este așa un pic mai tainic, adică Cornilescu spune, Viorel, el și cu celălalt sunt din același tată. Cornilescu bănuiește că eu pricep că dacă au același tată, ce sunt? Frați, adică sunt din aceeași familie. Există o traducere care merge mult mai direct și spune cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți aparțin aceleiași familii. Cum ascultați-mă bine, fie că vorbim de familia mare a lui Dumnezeu, fie că vorbim de familia bisericii locale sau că vorbim de familia noastră. Observați care este regula în familie. În familie, care e regula, atmosfera? Sfințire. În sfințire. Și în familie spune că există oameni care ajută la sfințire și oameni care se sfințesc.
Dacă atunci când vorbim de biserica mare, cel ce ne sfințește este unul singur, slăvit să fie Domnul, și noi suntem cei care ne sfințim, când ajungem la relația de familie în biserică și când ajungem la relația de familie în casa noastră, acolo fiecare trebuie să fie unul care ajută la sfințire și unul care primește ajutorul pentru sfințire. Eu aș vrea să vă pun o întrebare. Nu vă gândiți la ziua în care v-ați cununat, că nu o să vă aduceți aminte multe. Câți v-ați căsătorit ca să fiți mai sfinți? Să nu mă întrebați pe mine ce îmi spun tinerii când au hotărât să se căsătorească. De ce se căsătoresc ei? Și nu mă deranjează unele lucruri, dar aș aștepta să se ajungă și acolo. Încă tot aștept să vină tineri de genul care nu să-mi spună: frate, îmi place, știu cum mestecă gumă, îmi place cum cântă la chitară, la zongură sau la pian, toate astea sunt frumoase. Încă aș aștepta și încă aștept și mă rog lui Dumnezeu să vină tineri să spună: frate, sigur, îmi place de tot, dar vreau să spun un lucru, ce e mai important pentru mine. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu, ea este un copil al lui Dumnezeu. Noi amândoi vrem să facem voia lui Dumnezeu. Am înțeles că în planul lui Dumnezeu pentru viața noastră este și căsătoria. Și noi considerăm că prin ajutorul lui Dumnezeu ne vom ajuta unul pe celălalt să fim, cum? Mai sfinți, mai curați, mai roditori, mai asemănători lui Hristos. Amin? Pentru că nu știu unde dispare motoul nostru, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Noi tot asta învățăm pe tineri, acesta este planul nostru, scopul major al lui Dumnezeu în facerea omului, care a fost slăvirea Lui, să-i purtăm chipul, imaginea în lume, să reprezentăm cu cinste. Când aud câte unul care spune: frate, ce-am găsit o viață, o fată mi-a schimbat radical viața, tot transpir. Zic: mă, tu ori ai fost un derbedeu înainte și ea te-a ajutat să fii un sfânt? Adică cum ți-a schimbat radical viața? Deci ori ai fost pocăit și ai devenit păcătos, ori ai fost păcătos și ai devenit. A, dacă îmi spui: frate, eu am fost un copil al lui Dumnezeu și m-am luptat, de când cunosc fata asta, iubesc mai mult sfințenia, îmi place mai mult adunarea, îmi place mai mult cuvântul, asta mi se pare normal, nu este bine, vreau mai bine. Dar dacă spui că radical, e o problemă acolo, ori în bine, ori în rău. Întrebarea mea, știți care ar fi, și nu vreau să vă stric seara, că mi-o pot strica și mie, dar trebuie noi cei căsătoriți să ne punem următoarea întrebare. Sunt căsătorit de 20 de ani. Cât l-am ajutat pe celălalt din casă la sfințenie? Pentru că iertați-mă că o spun, se pare că un cuvânt la ordine, fie că e vorba de motivație în căsătorie, fie că e vorba de cum ne descriem căsătoria, noi în casă nu căutăm sfințirea. Și ce căutăm noi? Plăcerea. Încă n-am auzit pe nimeni motive de divorț: frate, ce, nu mai pot fi sfânt cu sora. Frate, păstor, cu un bărbat ca ăsta, iadul mă mănâncă, nu pot fi sfântă, nu mă pot ruga, nu pot citi, nu pot posti. Ce aud eu este că nu-s mofturile alea, nu-s mofturile alea, nu-s mofturile astea, în general, că sunt și... Acum, dacă o să citiți în Cartea Evrei, nu o să vă iau timp, să citiți în Cartea Evrei ce-a făcut Hristos ca să ne poată sfinți pe noi, o să rămâneți surprinși. Știți că toată jertfa lui Hristos are de-a face cu sfințirea noastră? Apostolul, surprinzător pentru noi, spune: Hristos, când a devenit om, a trebuit, omenește vorbind, să se califice ca să ajungă cel care ne sfințește. Până acolo că spune că Dumnezeu trebuia să-L facă desăvârșit pe Hristos prin suferință. Și El, care trebuia să ne ajute pe noi, trebuia să devină părtaș sângelui și cărnii și să moară pe cruce pentru mine, ca apoi să mă poată ajuta să mă sfințesc prin neprihănirea Lui, modelul Lui și toate celelalte. Pe astăzi, când e vorba de jertfă în familie, să spui cuiva că se căsătorește să se jertfiască, să sufere, să fie rănit, ca partenerul lui și copiii lui să fie sfințiți. Spui: băi, frate, asta e căsătorie? Dar nu înțelegi, căsătorie înseamnă plăcere, bucurie. Mă abțin în seara aceasta să vă spun ce cred unii tineri, că e viața de familie.
De asta prima sărbătoare la ei nu contează de anotimp schimbarea la față, pentru că nu interesează Biblia, nu interesează adevărul. Cât ne punem noi problema că Dumnezeu vrea în familie să ne ajutăm unii pe alții să fim sfinți. Unii să spuneți, frate, dar eu am luat o fată sfântă, am luat un băiat sfânt, cum adică sfințele? Păi știi care e versetul? Cine e sfânt? Să se sfințească. Pentru că și familiștii sunt trecători. Și noi ne ducem în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, fără sfințire nimeni, nu spune nimeni va prinde 80 de ani, nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Dacă eu îmi pun cu seriozitate problema viitorului și mă gândesc la mine și la cei dragi ai mei, ei trebuie să mă ajute să mă sfințesc și eu să-i ajut să se sfințească. Nu excludem bucuriile vieții, normalitatea vieții. Nu excludem ceea ce spune Apostolul Pavel, deși nici aici nu vrem să credem Scriptura, că dacă te căsătorești, trebuie să te îngrijești cum să placi soției, cum să placi soțului. Dar unii înțeleg că numai în domeniul lumesc, firesc. Poate să nu mai fie nimic creștinesc acolo. Eu cred că Apostolul, vorbind bisericii, vorbește de oameni spirituali care au dorințe în voia lui Dumnezeu. Atât de greșit câteodată interpretăm că avem voie să ne rugăm în numele lui Hristos. Și putem să spunem toate bazaconiile lumii și la sfârșit trântim una, în numele lui Hristos m-am rugat. Eu parcă l-aud pe Hristos, Tată, ferească, de cum să zic, eu nu i-am permis să ceară așa ceva. Știți cui a spus Domnul să vă rugați în numele meu? Unor ucenici pe care 3 ani și jumătate i-a învățat cum gândește. Și cei care știau ce au voie să pronunțe numele lui Hristos. Domnul spune, acum vă dau libertatea să cereți numele meu pentru că aveți gândul meu. Cum adică? Mă duc, Doamne ajută-mă să fur, m-a rugat în numele lui Hristos. Ajută-mă să înșel. Domnul spune, dar când te-am învățat eu așa ceva? Când te-am învățat eu că ai voie să faci așa ceva? Când toată viața ți-am spus nu, nu, nu. Când vorbim de viața de familie, e adevărat, trebuie să ne ajutăm unul pe altul, nu la rău. Nu l-a păcat, nu l-a împlinit doar lucrurile ce țin de pământ, deși trebuie să ne îngrijim și de cele pământești. Și nu vrem să fim numai spirituali, că nu suntem spirituali. Dar se pare că loviți de lumea aceasta, mai tare decât de un tsunami, ne căsătorim cu gândul plăcerilor, a mofturilor, ne putem permite aproape orice în libertatea în Hristos, dar știți ce vrem? Binecuvântare. Ascultați-mă, Dumnezeu are binecuvântări peste măsură. Amin? Și ne poate binecuvânta pe toți fără să ia de la nimeni nimic. Dar ascultați-mă bine, binecuvântarea lui Dumnezeu nu se dă oricui. Dumnezeu binecuvintează în condiții biblice. Cine vrea o căsătorie binecuvântată trebuie să vină înaintea altarului în condiții biblice. Cine vrea să păstreze binecuvântarea, trebuie să trăiască așa cum ne cere Scriptura. Tot ce ne spune Scriptura, bărbaților, nevestelor, frați, surori, creștini, au de-a face cu binecuvântarea noastră. Nu ținem cont de ele. Putem uita de binecuvântările lui Dumnezeu. Și închei spunându-vă un lucru. Un început de viață de familie binecuvântat e foarte important. Mai important decât ne putem imagina. O viață de familie binecuvântată este mai important decât cineva își poate da seama. Și totuși, există ceva mai important decât căsnicia când e vorba de binecuvântare. Vă spuneam că și familiștii sunt trecători. Și familiștii se îndreaptă spre veșnicie. Și ne place sau nu? Veșnicia poate fi binecuvântată sau... Haideți să-i spunem pe nume, blestemată. Pentru că așa spune Hristos, veniți binecuvântații Tatălui și mergeți de la mine blestemaților. Nu poți fi în iad și binecuvântat. Hristos nu poate să spună că te-a binecuvântat cu iadul. Hristos de fapt spune, eu n-am pregătit niciodată iadul pentru oameni. Iadul a fost pregătit pentru Satana, pentru îngerii lui. Unii însă vor morțiși cu Satana și atunci se vor duce acolo. Dorim o viață binecuvântată. În același timp n-ar trebui să uităm de o veșnicie binecuvântată. Și dacă o căsnicie binecuvântată nu se poate începe fără Dumnezeu,
Dacă o viață de familie binecuvântată nu poate fi trăită fără Dumnezeu, fără Dumnezeu ca stăpân, ca îndrumător, ca domn, fără cuvântul Lui, nu există binecuvântare, orice am spune noi. Vreți să spuneți că o veșnicie binecuvântată poate fi fără Dumnezeu? Și dacă tot m-am referit la capitolul 2 din Evrei, o să vă spun următorul lucru. Avea Pavel o întrebare. Cum vom scăpa noi dacă stăm, nepăsători? Dacă stăm nepăsători. De multe ori nu pot să-mi explic. Sigur, am o explicație biblică. Îi întrebam dimineață pe sperențeni, ce zice despre o persoană? Să vezi că ia foc casa. Ia foc casa, toți vecinii se duc acolo, încearcă să salveze ceva, unii o poză, alții ceva, ce măcar cu ceva să rămână. Și să-l vezi pe el că stă liniștit sau mai rău. Și auzi vecine, îți merge televizorul, da. Ce vezi că e finalul meciului, mă duc să văd meciul până vă ocupați voi de casa mea. Ce-ai zice? Eu pe anoștri știam ce-a zice pentru că știam ce-au zis când s-au dus anoștri să construiască case în Oltenia când a fost inundată. Și ai noștri săpau, era un noroi până aici și olteanul era cu berea lângă ei și să uita cum construiesc pocăiții casa lui sau să ducea la bit. Și a noștri când au venit, zis, frate, ăștia nu-s normali. Zice, nu. Și eu stau și mă întreb și le spun multora, Hristos nu stă indiferent față de veșnicia ta. Hristos n-a putut să spună problema lor dacă se duc în iad. Eu am cerul meu, am bucuria mea, tot cerul mi se închină, de ce să mă duc eu pe pământ? De ce să mor pentru ei? Ar putea să spună Hristos, nu mă interesează, m-am dus în lume, am trăit, i-am învățat, am murit pe Golgota, am plătit prețul, le-am spus prin Evanghelie că ușa este deschisă, nu vor, nu mă interesează, eu îmi văd de cerul meu și de gloria mea. Hristos mijlocește cu suspine negrăite. Și Hristos ne cheamă pentru că El vrea să ne arate că îi pasă de sufletul meu și de sufletul tău. Și acum întrebarea apostolului este, când Hristos se zbate pentru sufletul tău, cum poți să-ți permiți tu să fii nepăsător? Și eu cred că dacă este o boală la români, poate nu toți înjură numele Domnului. Nu toți spun că n-au nevoie de Dumnezeu, nu toți îl contrazic pe Dumnezeu. Nu toți îl contrazic pe Hristos. Cred că Iisus a murit pe cruce, e bună și chestia asta. Știți care e problema românului? Nepăsare. Dacă bate Hristos la ușă, lasă să bată, că e îndelung răbdător. Dacă mă cheamă, lasă să cheme. Dacă Dumnezeu se supără, lasă că o să-i treacă, că El e iubire. Adică, ce-mi pasă mie ce se întâmplă cu Hristos? Și dacă e vorba de sufletul meu, știe Dumnezeu cum o fi atunci. Ascultă-mă bine în seara aceasta, Dumnezeu știe, știu și eu, că a spus-o un cuvânt și Dumnezeu nu se joacă. Fără Hristos nu există veșnicie binecuvântată decât blestemată. Hristos în viața ta nu va intra cu forța niciodată. Hristos a venit, pe unii ne roagă să ne pocăim și pe alții ne cheamă mai grav și ne poruncește să ne pocăim. Dar nu forțează pe nimeni. Eu iau decizia dacă îmi pasă de mine, dacă îmi plâng păcatul, dacă mă pocăiesc și dacă mă întorc la Domnul câtă vreme încă ușa Harului este deschisă. Zilele trecute m-a sunat un coleg și a zis, Viorele, vreau să spun ceva. Îi cunoști bine, știu că ați avut o relație mai aparte, roagă-te Domnului pentru Ovi, dar eu acum vin de la spital și medicii mi-au spus că omenește nu mai este nicio șansă. De ce s-a întâmplat? L-a înțepat o albină. A intrat în șoc anafilactic, ei nu mai pot face nimic. La scurt timp după ce m-a sunat, Ovi nu mai era în viață. Eu nu cred că și-a propus să-l înțepe albina.
Nu vreau să vă speriu, dar albine sunt și la Cluj. Nu-i mare lucru să fie adus noi una în mașină, știu ce. Adică chiar nu ne dăm seama cât de trecătoare este viața? Chiar nu ne dăm seama ce ofertă ne face Dumnezeu? Știți ce spune Scriptura? Suntem tămăduiți prin rănile Lui. Așa că în seara aceasta, frați și surori, vreau să vă spun un lucru. Dacă prin rănile noastre alții îl pot găsi pe Hristos care poate vindeca, slăvit să fie Domnul. Și vă spun vouă, prieteni dragi, mai ales le spun copiilor de pocăiți, care ei știu tot. Dau lucruri mai importante de făcut. Deocamdată, chestia asta spirituală nu-i chiar interesează. Nu vă jucați. Nu vă jucați. Eu nu mă mir că evreii l-au răstignit pe Hristos. Credeți-mă, nu mă mir. Pentru că și Hristos le-o spunea tare direct. Să vină Hristos să spună într-o adunare, vor veni de la răsărit și de la apus. Și să fie mai direct să spună, curvele și vameșii vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Evreul spunea, Doamne, dar nu, adică nu ți-i rușine, Avram e bunică meu. Isaac, Iacob sunt familia mea. Tu să-mi spui că oamenii aceia stau la masă cu ai mei și eu scos afară? Da, spunea Hristos. Pentru că ei s-au pocăit și tu nu. Și cum dacă unii vă imaginați că dacă vine cineva pentru prima dată în biserică și aude predica și se simte cercetat de Domnul și spune, Doamne, îndură-te și iartă-mă, o să spună Hristos, stai că mai sunt vă 25 de prunci de baptiști și de penticostali, care de 20 de ani mă rog frumos de ei să se întoarcă la mine, să se pocăiască, să-i mai întreb de vă 200 de ori dacă s-au hotărât sau nu și apoi văd dacă am loc și pentru tine, înseamnă că nu-L cunoști pe Dumnezeu. La Dumnezeu regula este primul venit, primul servit. Și nu este un secret. El a spus, de la Ioan Botezător, împărăția se ia cu năvală. Dar n-a așa cu năvală că am dat noi biscuiți gratis seara asta și, Doamne, ce ne-ar sfârâi călcâile. Nu-i vorba nici de aur, nici de argint. E vorba de a scăpa din iad și de a prinde împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, ne dorim o viață binecuvântată și mă rog pentru toți tinerii să întemeieze familii binecuvântate. Și mă rog pentru toți familiștii să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și să lucrăm să păstrăm binecuvântarea lui Dumnezeu. El ne dă har, ne dă înțelepciune. Și dacă uneori binecuvântarea lui Dumnezeu se câștigă prin răni, cum a câștigat-o Hristos, să nu ne dăm înapoi de acolo. Să-i mulțumim lui și pentru aceasta. Dacă Dumnezeu vrea să folosească rănile noastre lângă rănile lui Hristos, să tămăduiască suflete, măriți să fie Domnul și pentru aceasta. Nu-i ușor, dar El ne va ajuta. Dar să nu uităm, viața trece, vine veșnicia mai aproape decât ne gândim. Și veșnicia ori e blestemată, ori e binecuvântată. Știi cum o via Hristos pentru tine? Hristos o vrea binecuvântată. Tu și eu decidem unde o vrem. Vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și aș vrea să ne gândim și la casa noastră, și la viitorul nostru, dar și la veșnicia noastră. Pentru cei care n-ați întemeiat familii, rugați-vă să vă țineți tare de mâna Domnului. Să vă dea binecuvântare și înțelepciune, să știți când, cu cine să ajungeți la altar, în ce condiții. Pentru cei care avem familii, să ne cerem iertare unde noi am îndepărtat binecuvântarea. Și să spunem, Doamne, ajută-mă să fiu un factor pe care să-l folosești pentru binecuvântarea celor dragi. Eu să fiu cel care aduce binecuvântarea ta mereu în casa mea. Iar când este vorba de veșnicie, haideți încă o dată la crucea lui Hristos să spunem, Doamne, numai Tu poți, dar Tu poți și vrei, slăvit să fii Tu. Ne rugăm toți lui Dumnezeu.